dimineață la ora 10 voi avea o întâlnire cu directorii care răspund de domenii ce țin de siguranța cetățeanului și de situații speciale. Mă refer aici la cazul copiilor răniți în parcul Cismigiu, pentru că a căzut peste ei o creangă mare de copac și pe urmă mai multe crengi, situație care s-a repetat și a doua zi. De asemenea, o întâlnire în ceea ce privește siguranța la ștranduri, pentru că am primit informații, apa trebuie să fie verificată din fiecare ștrand din capitală, iar toate piscinele trebuie să aibă salvamar. Am fost acum două săptămâni la pasajul din Piața Sudului, m-am întâlnit acolo cu managerul de proiect, cu directorii din primărie care se ocupă de acest obiectiv de investiții, de asemenea cu reprezentanții constructorului. Această lucrare este una la care m-am referit în discursul de după semnarea jurământului, o lucrare care trenează de foarte mulți ani, ea trebuia să fie încheiată de mult timp. Dar au fost mai multe probleme, una dintre acestea constând în aceea că în proiectare nu au fost prevăzute sumele și de asemenea cine anume plătește și cine se ocupă de eliberarea șantierului, aria așadar de lucru în ceea ce privește utilitățile, în ceea ce privește liniile de RATB. Este mare păcat, că s-au pierdut fonduri europene și acum primăria trebuie să suplimenteze cu bani din cauza acestor acte pe care eu le pot numi de crimă economică.